înainte de a îndemna pe români din suflet la un lucru de care vă trebuie să țină cont că intrăm în an electoral, să dea Dumnezeu să nu am dreptate și să n-ai dreptate nici cine mi-a spus, că sunt vreo două, trei persoane care mi-au spus. Păi din ce se vede de afară, aur este folosit ca o arcă în care să sară câțiva mafioți sub umbrela naționalismului.